normal. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Ne-am luat, cu părere de rău, ne-am luat la revedere de la Bianca Mihai, eleva noastră de aici, de la Buzău, care ne-a reprezentat cu cinste la Baia Mare, care a obținut un premiu întâi extrem, extrem de important și senzația mea este că în foarte scurt timp, sigur, sigur vom mai auzi de ea. Ați auzit-o la 16 ani, deja vorbește despre ea și trupa ei, foarte drag mi-a fost de ea. O vorbitoare foarte bună, înțeleg că este o vorbitoare foarte bună și de limbă franceză. Cu mare drag îi așteptăm aici, în studioul Campus TV, pentru că ne face mare plăcere să-i promovăm de fiecare dată. Am rămas împreună pentru că îmi doresc foarte mult să discutăm un pic pe larg despre ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar și despre evenimentele viitoare, evenimente culturale, ce vor fi găzduite aici la noi la Buzău. Înțeleg că ați avut o întâlnire inclusiv cu prichindeii de la, cu preșcolarii de la Cuvioasa Paraschiva, da? Da, astăzi am trăit momente foarte emoționante alături de preșcolarii, de doamnele educatoare, de părinți, de bunici, de prieteni care au venit să susțină un spectacol ca moment final al unui proiect desfășurat în acest an școlar cu grădinița Cuvioasa Paraschiva. Vreau să vă spun, copiii de la grupa mică până la grupa mare au pregătit și au învățat de-a lungul anului școlar poezii, cântecele în limba franceză, iar una dintre fete m-a impresionat pentru că având-o alături pe bunică, am putut și dialoga în limba franceză. Deci e o pasiune pe care ei au descoperit-o prin aceste activități în limba franceză, pentru că au fost și activități de lucru manual și am expus la Centrul Cultural Francofon lucrările acestor prichindei, cum le spuneți dumneavoastră, dar foarte talentați. Și au venit cu atâta drag și ei, și doamnele educatoare, și părinții, și bunicii, și aș vrea să le mulțumesc din suflet pentru clipele de înaltă emoție de astăzi și le promit că vizita lor la Centrul Cultural Francofon nu va rămâne fără niște rezultate și fără o continuare. Noi le-am dăruit câteva cărți acestor doamne educatoare, cărora le mulțumim încă o dată, și părintelui director Gheorghe Sava, pentru că au desfășurat activități deosebite sub semnul acestui proiect educațional pentru a dezvolta competențe de comunicare în limba franceză încă de la 3-4 ani. Asta am vrut eu să remarc, faptul că ei învață practic limba franceză odată cu limba română. Da. Da, erau mulți dintre ei care au pronunțat într-adevăr cântecele respective foarte bine, dar au venit cu foarte mult entuziasm la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, unde i-am invitat, și au susținut acest concert în limba franceză și au prezentat de asemenea poezii. Felicităm și noi cadrele didactice de la grădinița Cuvioasa Paraschiva, dar mai ales pe cei mai mici care, iată, încă de la vârste fragede, cum spuneam, dezvoltă pasiune pentru limba franceză, iar asta îi va ajuta cu certitudine în viitorul lor. Înțeleg că a fost o zi plină de emoție și pentru cei mai mari, care au fost premiați pentru rezultatele deosebite. Într-adevăr, după cum vă spuneam, propunerea Ministerului Educației de a organiza la Buzău în 2018 etapa națională a Olimpiadei de limba franceză vine ca urmare a rezultatelor bune înregistrate de-a lungul timpului și la nivel județean, pentru că astăzi am organizat și festivitatea de premiere pentru Olimpiadă, și anume de la clasele a 7-a până la clasele a 12-a. Sunt niște elevi minunați cei care câștigă asemenea premii și mențiuni, care muncesc oră de oră, care nu merg la clasă fără temă rezolvată, care nu lasă cuvinte necunoscute, care nu lasă structuri gramaticale neutilizate și care au în spate, într-adevăr, după cum aminteam de mai multe ori, profesori
dornici și care să-i susțină, să-i motiveze pentru această pregătire continuă și cu rezultate atât de deosebite. Îi felicităm și noi, și pentru că vorbeam în prima parte a emisiunii și cu Bianca despre dragostea ei pentru limba franceză, iată acești copii, cu excepția celor de clasa 12-a, acești copii vor avea ocazia anul viitor să participe acasă la faza națională a Olimpiadei de limbă franceză. Da, lucrul acesta l-am precizat și astăzi în cadrul festiv și sperăm să ne ridicăm și noi la înălțime etapei naționale organizate anul acesta la Gura Humorului, într-adevăr un colț de rai, oameni foarte primitori, autorități locale foarte implicate, dar după cum știm și după cum foarte bine sperăm, autoritățile locale buzoiene sunt sigură că se vor mobiliza pentru ai primi așa cum trebuie pe acești olimpici naționali și nu numai, și pe alții invitați. De exemplu, eu am vorbit cu domnul Matei Vișniec, pentru că la Olimpiadă la Gura Humorului din județul Suceava, președintea comisiei, doamna profesor universitar Brândușa Steiciuc, a amintit numele lui Matei Vișniec. Este scriitor român, dar care trăiește la Paris de zeci de ani și care s-a consacrat sub semnul limbii franceze. A fost un îndemn pentru acești participanți de a obține rezultate remarcabile în domeniul respectiv. I-am menționat domnului Matei Vișniec, marele dramaturg român care trăiește la Paris, dar este cunoscut în atâtea țări, momentele de la Olimpiadă și îl așteptăm cu drag și la anul la Buzău, pentru ca acești elevi să aibă chiar în fața lor un scriitor, un român care s-a putut manifesta în domeniul cultural francez. Mi-a spus că ar dori din tot sufletul, cu mare bucurie, să participe la un asemenea eveniment. Într-adevăr, este o veste extraordinară faptul că anul viitor se va organiza această etapă a Olimpiadei Naționale de Limbă Franceză aici la noi la Buzău. Asta înseamnă însă că ne obligă pe de altă parte foarte mult și pe noi ca cetățeni și autoritățile locale la o implicare extraordinară. Nu putem primi în orice condiții acești copii care se vor aduna din toată țara la noi la Buzău pentru a participa la Olimpiadă, astfel că sunt convinsă că educația într-adevăr va primi atenția cuvenită, iar când mă refer la atenție, vorbesc despre tot ceea ce implică această organizare. Aș vrea să completez și să spun următorul fapt. Propunerea aceasta a venit și ca urmare a faptului că în luna aprilie s-a organizat la Buzău etapa națională a Olimpiadei de istorie la un nivel de excelență, pentru că la Ministerul Educației Naționale două au fost olimpiadele remarcate la nivelul acesta de excelență, istoria la Buzău și limba franceză la Gura Humorului. Deci sperăm și noi să aducem franceza la Buzău tot la nivelul de excelență. Sunt convinsă că așa se va întâmpla și că organizarea va fi una de excepție și poate facem cumva ca, eu știu, la cât mai multe categorii de clasă, de vârstă, premiul întâi să rămână aici, la noi, la Buzău. Încercăm, da? Să dea Dumnezeu, cine merită, în mod sigur câștigă. Exact. Cel mai bun să câștige. Bineînțeles. Noi, în calitate de gazde, trebuie să ne achităm de atribuțiile noastre, să-i primim așa cum s-a întâmplat și la Gura Humorului, adevărat, cu atâta bunăvoință, cu implicare activă din partea tuturor, nu numai autorități, tot felul de asociații, de pensiuni, de... Da. Da, se va întâmpla, sunt sigură, și la noi la fel, pentru că, așa cum spunea doamna Pleșa, dacă Olimpiada de Istorie a putut fi un real succes și din punct de vedere al organizării, acest lucru se va întâmpla și la Olimpiada de franceză. Un subiect are drag mie, tabăra francofoniei. Nu numai dumneavoastră. Atât de mult am discutat despre acest subiect în platoul Campus TV, atât de mulți invitați am avut aici care mi-au împărtășit
impresiile lor, încât n-are cum să nu fie tare, tare drag. Chiar dacă nu sunt o vorbitoare foarte bună de limba franceză, iată că am prins drag de copiii ăștia și n-am cum să nu dezbat pe larg acest subiect. A câta ediție se va întâmpla în acest an? A opta ediție. A opta ediție. Mai avem un pic, ne îndreptăm către 10 ani. Da, se apropie multe. Da. Se apropie multe. În ce perioadă va fi organizată? Tabăra va fi organizată în perioada 15 iulie, în două serii, cu participanți elevi de gimnaziu și de liceu din România, Republica Moldova, Polonia, Franța, Belgia, animatori din Franța, Belgia și Haiti. Noutatea este într-adevăr în cazul acestor doi animatori haitieni pe care i-am selectat pentru atelierul de dans și muzică din Africa. Vor prezenta, pentru că sunt și foarte pasionați, dar sunt și foarte buni. Ei, în momentul acesta, sunt la un master în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei, dar foarte implicați și în acțiunile de voluntariat, așa cum vor desfășura și la Buzău. Aș vrea să le reamintim telespectatorilor noștri care au fost criteriile de selecție. Păi, în primul rând, am reușit să oferim locuri câștigătorilor de la Olimpiada Națională, pentru că avem acest protocol de parteneriat cu Ministerul Educației Naționale din România. De asemenea, pe baza participării, să spunem, elevilor, s-au înscris din mai multe județe și, din păcate, a trebuit să declarăm închise înscrierile, deși cereri din partea grupurilor existau. Chiar astăzi, și astăzi m-a sunat inspectorul de la Suceava pentru a insista pentru un grup, dar din păcate nu mai sunt locuri pentru elevii participanți. Iar pentru animatori, să știți că am avut foarte multe cereri, sunt și animatori care au fost prezenți în anii trecuți. Și animatori sunt acum din foștii participanți la taberele de anii trecuți. Da, da, sunt cele două fete din Belgia, Alicia și Lin, care și anul trecut și anul acesta vor reveni în calitate de animatoare. V-am spus, pe ele le-a impresionat. A fost o experiență fundamentală pentru tinerețea lor, să spunem, și întorcându-se în Belgia au propus ateliere pentru copii în cadrul școlilor din vecinătate, iar de fiecare dată ele își anunță disponibilitatea pentru a participa și pentru a face într-adevăr o muncă extraordinară. Foarte apropiate sunt de copii și copiii reușesc să le îndrăgească și să participe cu mare interes la activitățile pe care le propun. Avem câți participanți vor fi? Participă 164 de elevi, profesori și animatori. Sunt 152 de elevi și restul profesori și animatori. Iar parteneriatul pe care l-avem semnat, protocolul cu Institutul Francez și Consiliul Județean Buzău, ne permite această selecție a animatorilor prin finanțarea participării lor. De asemenea, avem un parteneriat și cu Ambasada Elveției, care va oferi premii elevilor care vor câștiga diverse concursuri organizate în tabără, Institutul Francez de asemenea, care va fi prezent, dar și alte ambasade francofone, urmează să stabilim detaliile, și cu Organizația Internațională a Francofoniei. Din județul Buzău, câți participanți avem? Din județul Buzău sunt participanți, chiar din ciclul primar vor fi prezenți la prima serie, pentru că sunt elevii care participă la atelierele Centrului Cultural Francofon. Sunt 15 elevi din județul Buzău. Este ca o răsplată pentru activitatea lor de-a lungul anului, da? Da. Și a felului în care au reușit să se descurce. Da, în mod clar că ei își doresc și noi ne dorim lucrul acesta și m-am bucurat astăzi la Olimpiadă să revăd printre câștigători, printre premianți, elevi care au crescut de acum 4-5 ani
pornind de la cursurile pentru copii oferite de Centrul Cultural Francofon Buzău. Aviz părinților și copiilor care își doresc să se bucure de o astfel de experiență unică în cum este tabăra francofoniei. Pentru anul. Pentru anul viitor, pentru peste 2 ani, peste 3 ani, Doamne ajută. Cu certitudine se va întâmpla. Centrul Cultural Francofon poate fi ușor o cale către această tabără în cazul în care demonstrați că îndrăgiți limba franceză și că francofonia reprezintă pentru voi, de ce nu, un stil de viață. Este într-adevăr Centrul Cultural Francofon o rampă de lansare pentru copii care vor să meargă în tabără, pentru copiii care vor să meargă la festivalurile de muzică. Deci iată că le îmbină așa ușor. Vom vorbi și despre film, da? Da, cel mai mare câștig, să spunem, pe care am reușit alături de toată echipa și de toți oamenii și toate autoritățile care sprijină Asociația Centru Cultural Francofon, marele merit este că Buzăul a intrat într-un circuit cultural, la nivel internațional, cum sunt aceste festivaluri de film francofon sau de scurtmetraj sau festivalul de muzică francofonă, sau la nivel național, pentru că au fost evenimente propuse pentru prima dată de Centrul Cultural Francofon și preluate de alte instituții sau asociații. Faptul că Buzăul este acolo pus cu un semn pe harta unor evenimente culturale înseamnă foarte mult și mă bucur și felicit din suflet pe toți cei care au idei și le pun în practică prin propunerea altor evenimente de excepție, cum se va întâmpla în curând la Buzău, prin festivalurile recent propuse sau prin remodelarea unor evenimente de tradiție, cum este Drăgaica. Da, iar toate aceste evenimente nu vor face decât ca în următoarea perioadă despre Buzău să se vorbească în toate țările despre care am pomenit în această seară aici, la superlativ. Pentru mine, eu consider că acest lucru este cel mai mare câștig al nostru și faptul că acești copii vor pleca, de ce nu, din tabăra francofoniei, de la festivalul de scurtmetraj, cu o imagine frumoasă, așa cum este Buzăul, a orașului nostru și vor duce aceste păreri mai departe. Câștig orașul mai mare și decât județul. Ăsta și județul. Și câștig județul, mai mare decât ăsta nu poate fi. Da, pentru că noi le propunem un circuit de descoperire și valorificare a patrimoniului cultural și natural în județul Buzău. De asemenea, le propunem și acțiuni pentru comunitate, de voluntariat, pentru că în cadrul a două activități vom desfășura schimburi culturale și educaționale cu elevii de la școli buzoiene și cu bătrâni de la azil. Da, foarte, foarte multe, foarte frumoase veștile din această seară. Ce să zic, îndată ce aceste evenimente vor începe sau vor lua sfârșit, ca să putem avea și părerile de după, vă așteptăm aici în studioul Campus TV, musai să ne povesti și să împărtășiți alături de noi bucuria celor care au participat. Felicitări pentru toate aceste acțiuni și, așa cum spuneam, vă așteptăm cu drag aici să ne împărtășiți toate părerile, da? Vă mulțumesc și eu și mulțumim tuturor celor care contribuie din plin la organizarea acestor activități. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, ne revedem mâine seară, până atunci toate cele bune, o seară minunată, vă doresc, la revedere!